Că în Iași se parchează și petrecerea de pietoni în mijlocul intersecției sau pe marcaje, nu mai e o noutate. Problema parcărilor e într-adevăr recunoscută de toate autoritățile, dar trotuarul e al pietonilor, la fel ca și zebra. Și dacă nici amenziile nu îi sperie pe șoferii care își lasă mașina în locurile interzise, atunci ce rămâne de făcut? Astăzi, de exemplu, pe strada General Bertlo, toate mașinile întâlnite erau parcate neregulamentar. Doar una însă avea roțile blocate. Între timp, vă reamintim tarifele serviciului Ridicări Mașini, Blocări Roți. Ridicarea și transportul vehiculelor 430 de lei cu TVA inclus. Ridicarea vehiculelor pe autoplatforma de transport 290 de lei. Depozitat autovehiculele, vehiculele staționate, 45 de lei de autovehicul pentru 24 de ore. În cazul autovehiculelor ridicate, relații se pot cere la numărul de telefon 0232-230-015. Activitățile de blocare a roților și ridicarea mașinilor se realizează în locurile unde oprirea, staționarea și parcarea sunt interzise prin lege, respectiv pe trotuare unde se restricționează traficul pietonal, pe spații verzi, în stațiile publice destinate transportului public local de călători, în locuri de parcare rezervate transportului de persoane și bunuri în regim de taxi, în parcuri. Agenții poliției locale din cadrul Serviciului Siguranța Circulației sau polițistul rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași dispun măsura ridicării autovehiculelor parcate sau staționate neregulamentar, asistă la aceste operațiuni și aplică sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare.